Acum. Așadar, Măriuca, haideți să punem ordine. Să vedem exact formulul ăsta. 3,170 în paranteză partea periodică 5. Deci am și parte întreagă și vreau să văd cu cine este egal deodată. Să văd dacă mi-am pus la punct în mintea mea pașii aceia pe care trebuie să-i parcurg pentru a scrie exact finalul fracției. N-am făcut niciodată asta. Am avut numai cu partea întreagă 0. Acum, dacă și partea întreagă, ne amintim când era număr periodic ciclu, scriam tot. Da. Minus partea întreagă, parcă era așa, minus partea întreagă, supra atâția de al din nouă, parcă așa era. Nu? Aici, cum am făcut? Scriam tot. Nu. Hai să ne amintim că, uite, că am uitat. Deci, dacă aveam așa, 3,45 în perioadă, egal cu, egal cu cine, spuneam? Ai formula ce acolo? Ah, 345, da, minus 3, corect, supra 99. Supra 99. Deci asta era. Scriam tot, minus 3, supra 99. Am făcut-o și pe asta. O scriu dedesubt. 0,175 în perioadă, egal cu? Ia uite-te că ai scris acolo. Am făcut modelul ăsta, parcă. Ca virgula să se ducă peste 3, jos trebuie să fie 1000. Corect. Deci, 1705. Așa, 1705. Parcă minus 170, parcă așa mi-am amintesc. Da. Ia uite-te, am făcut modelul ăsta. Eu nu mai am. E, vezi, așa a fost? L-ai scris? Nu l-ai scris? Da, nu cred. Aici era minus. Da, așa parcă mi-am amintesc. Tu nu-ți mai amintești dacă era minus. Bun, atunci nu rămân decât să luăm de la început, să vedem cum am mulțit cu, notăm cu X, facem și trebuie să reținem toată povestea asta. Deci X egal cu 0,170 în paranteză 5. Așa cum ai spus, ca să ducă virgula peste 3, trebuie să mulțim cu cât? Cu 1000. 1000, da.
Acum equivalent cu 1000x egal cu 170,5 și egal cu, acum este din modelul acesta de mai sus, este un număr periodic mic, simplu, număr decimal periodic simplu, care, la care ai reacție foarte rapidă, că ai făcut-o mai sus. Păi cum am făcut aici? Ia uite. 170 175. Nu așa. 1705. Că scriem tot, așa am zis. Da. Deci 1705 minus... Minus 170. Da. Supra 9. Supra 9. Și o, numai x-ul simplu, dedesubt, x simplu, va fi egal cu... Păi împărțim printr-o mie, adică zerourile cele trei apar jos la numitor. Va face 1705 minus 170, adică să facem și scăderea. 5. 5. 3. Da. 5. 5 și 1. Totul supra? Totul supra 9000. Așa, ca idee, nu, de parcurs, ca să nu mai parcurgem pașii, notăm cu X, nu știu ce, putem să înțelegem, scriem tot până cu și partea periodică și neperiodică, deci 1705, scăzut partea asta, 170, supra 9 urmați de atâtea zerouri cât are partea neperiodică. Supra atâția de del 9, de data asta am un singur 9. Deci asta este ideea. Dacă șterg acum și scriu alt număr, cred că știm să facem deodată ca să nu mai pierd timpul și să spun așa. Întrebarea era, cu cine este egal 0,34 17 în perioadă? Care e fracția? Egal deodată? Scriem tot fără virgulă. Adică ce scriem? Totul fără virgulă, adică tot, toate cifrele. Deci 3417. 3417 minus cât? Minus 34. Corect, minus 34 supra 99. 99, că avem două cifre.
la partea periodică, dar și două la neperiodică. Deci 99 care provine din cauza ăstora, dar și încă două zerouri, ca urmare a faptului că pentru a mișca virgula la dreapta am mulțit cu 100, ne amintim noi. Deci, da. 9900. Ca să reținem. Deci, iată cele două cifre au determinat pe astea două de aici. Deci, încă o dată, scriem tot, scădem partea neperiodică, adică tot ce e până la paranteză și supra atâția de al din nouă câte cifre are perioada, câte cifre are, e bine, sub perioada, supra atâtea zerouri câte cifre are partea neperiodică. S-a întâmplat două și două, da? Și iată, ăsta este rezultatul. Așa, ca să mai notăm cu IS, da? În momentul în care notăm cu IS lucrăm, pare că ne amintim pașii pe care am parcurs. Pentru că s-ar putea să uităm algoritmul ăsta. Deci algoritmul fiind, scriem tot, pasul 1, scriem tot numărul. Pasul 2, scădem 34. Pasul 3, atâția de-al din nou câte cifre sunt la partea periodică. Și adăugăm în continuare în coadă, adică la capătul celor cifrelor sale, atâția de-al din 0 câte cifre are partea neperiodică. Și se face calculul în sfârșit. Cât ar fi, care ar fi fracția concretă? Hai să scădem. 4, 7 minus 4? 3. 3. 8. 8. 3, 3. Da. Și 3. Supra 9, 9, 0, 0. Și asta e fracția. Dacă am avea acum răbdare să facem împărțirea, sigur, după eventuala simplificare, și nu știu dacă simplificarea se face prin ceva, că 2 și 5 nu-n cap, iar 3 sau 9 iar nu merge. Am văzut jos numai 2, 3 și 5 ar avea disponibilitate, numitorul să fie de acord ca divizor. Deci nu prin asta s-ar împărți numitorul. Și 6 și cu 3, 9 și cu 8, 8 și cu 9, 17. Nu, nu merge nimic. Rămâne așa, împărțirea acolo așa cum o vedem, așa trebuie să se facă și trebuie după împărțire să ne dea exact așa, 0, 3 și 4 și până 17, 17, 17. Și acum să vedem în final, când avem și parte întreagă de la bun început. Deci dacă este 3,1745, atunci acesta va fi egal cu 4. Ne închipuim că am mutat la dreapta, suntem în etapa asta, partea întreagă e 317, descriem tot, tot, tot ce vedem scriem, 3, 1, 7, 4, 5, minus tot ce vedem până la paranteză. Adică, deci, punem, deci adică, 317. Așa. Supra. Supra 99900. Corect. Și asta ar fi fracția. Să facem scăderea și aici să facem împărțirea, că sunt curios dacă e bună tehnica asta. Adică, care este fracția? Șapte din 15. Opt. Opt.
2. 2. Patru, deci din 7, 4. 1, 3. Nu, 3. 3. Supra 31.428 supra 9.900. Ce părere ai? Nu, dacă am șansă să fac vreo simplificare, o fac, că nu vreau să fie numerele așa mari. Spune-mi dacă putem simplifica ceva. Sus. Jos știm ce. 2, 3 și 5. Sus. Jos. Sus. 4 plus 4, 8 cu 2. 10 plus 8. Se poate prin 3. Ai făcut prin 3, ia să vedem. 4, 8, 10, 18. Foarte bine. Chiar prin 9 merge. 18 se împarte la 9. Da. Și jos se împarte la 9. Îmi place deodată prin 9. Pentru că mi-a dat un număr care se împarte exact la 9. De prin 9. Și zic, egal cu. Numitorul știu, deja știu că e 1100, nu? Adică 1100. Da. Numărătorul. 1000. Facem mental, că avem cu o singură cifră merge. De 3 ori e 27. Deci 3 ori 9, 27. Coborăm 4. De 4 ori. Deci 44. Așa. 4 ori 9 e 36. 4. De 4 ori ai zis, da? Da. 4 ori 9, 36. Rămâne. Rămâne 4. Da. Coborăm 2. 3, 6, nu. A fost 44, parcă. Stai atunci. Hai să facem împărțirea, că mă încurc și eu. Deci, e vorba de ce număr avem noi de împărțit. 31. 31.428. Să împărțim la... La cât am zis că împărțim la 9. Da. Hai să vedem. Deci de 3 ori, 3 ori 9, 27, ai spus? Da. Peste 4. Da. Coborăm 4. De 4 ori. Da. 4 ori 9, 3, 6. 8. 8. Coborăm 2. Pe 2, să nu știm, da? 82. 9. 9 ori 9, 81. Știu că împărțirea trebuie să fac exact, avem proba. Nu? 1 și 8, cu sumară. De două ori. Deci, 3492. Asta este fracția, 3492 supra 1100. Mai vedem dacă noi o continuăm până când ea devine ireductibilă și atunci facem împărțirea. Ia să vedem. Ar mai păstra divizibilitatea oare la 3 sau la 9? De 7. 7, 9 plus 18. De 7 și cu 2, 9 și 9, da, merge încă prin 9. Hai că-i deșteaptă. Dar ăsta mai merge prin 9? Jos? Nu. S-a terminat. Da, eram foarte încântați, dar nu mai vrea asta. Ce mai vrea asta? Prin cât ar mai merge? 5. Prin 5? Nu vrea ăsta de sus. Prin 2.
și prin 2. Dar merge 2, că vrea. Da? Că e ultima cifră, pare. Ia să vedem. Da. Hai să dăm drumul. 2 în 3? 2 în 3 odată, da. Păi mai rest 1, coboară 4. 7. Da. Nimic, coborăm 9, 4 ori, restul, da. Coborăm 2, 4. 12. Deci, 4 ori 2, 8, a rămas 1 rest, ai pus lângă 1, 2, 12. 2 în 12? 2 în 12 de 6 ori. De 6 ori, bine, da? Bun. Și acum și jos, 2 în 11. Așa. 2 în 11 de 5 ori. Da. Rest 5. Da. 0. Așa. Vedem că mai acceptă. Ce spui, mai acceptă un 2? Da. Acceptăm un 2. Ok. O las. 2 în 17. 8. 8 ori 2, 16. Hai. Deci, 1, coborăm pe 4. Da. De 7 ori. Da. Coborăm 6, 3. Și 3, da? Bun. Hai acum și jos. 2 în 5. De 2 ori. Da. 15 în 2 de 7 ori. Da, 7 ori 2, 14, rămâne 1. Coborăm 5. Pe 0. 5. Ne-a rămas 1, coborăm 0. E 10, da. Deci de 5 ori. De 5 ori, corect. Ia să mai vedem dacă mai merge. Jos ar mai accepta un 5, atâta. Că știi bine, am... Dar sus 5 nu vrea. 5 nu vrea și dacă nu vrea 5, gata, s-a terminat toată povestea. Este ireductibilă. De ce? De ce? De ce nu mai încercăm și altceva? Păi jos ca divizori, pe 9 l-am de la început. L-am văzut, pe 2 și 2 i-am văzut și acum a rămas cel mult 5. Că în 10 se află 2 ori 5, am spus. Cam atât. Iar sus nu mai vrea. 2, 2 am consumat, 2 nu mai vrea sus. Prin suma cifrelor, prin 3, nu mă mai interesează că nu mai vrea jos. În mod sigur nu vrea jos. Tot ce au putut să fie, 9 ori 11, a fost consumat 9. În concluzie, asta este fracția ireductibilă. Și acum ne apucăm să facem împărțirea. Pentru că e mult mai ușor, Măriuca, decât a face împărțirea fostei fracții 31.428 la 9.900. Mai bine mi-este când mă gândesc să fac împărțirea la 873, lui 873 la 275, e mai la îndemână, mai ușor. Am și eu mai mult curaj. Și trebuie să ajung la numărul decimal de la care am pornit. Atunci înseamnă că am făcut o treabă bună. Deci, noi am pus la punct tehnica sau de pașii pe care urmărim, algoritmul prin care reușim să trecem de la numărul decimal, periodic, mixt, la fracția, nu? La fracția ordinară. Și
nu ne apucăm să vedem dacă am făcut bine, așa cum este ea, pentru că sunt numere mari. Dacă avem șanse de simplificare, știm că 9900 înseamnă 9 ori 11, 2 ori 5, 2 ori 5. Fiecare zero e în 10. 2 ori 5, 2 ori 5. Și am încercat să facem simplificare și a mers foarte bine. Printr-un 9, printr-un 2, iar prin 2. Deci, în final, am ajuns la această fracție care nu mai este simplificabilă, este ireductibilă și în clipa asta vreau să văd dacă este bun raționamentul acesta, dacă pașii mi am însușit cum trebuie. Și facem împărțirea, să vedem, 873 împărțit la 275. Te rog să lucrezi tu pe caietel și să-mi arăți. Egal cu. Deci 873, asta e fracția. Și la numitor 275 să vedem dacă este, dacă împărțirea ne conduce la 3,17 neperiodic, 45 periodic. Hai! Scuze. Azi de 3 ori. De 3 ori. Haideți să spunem sincer, prietenul nostru. Suntem ghidați. Noi vrem să obținem așa și ne tot uităm și sus. Dacă nu greșim, trebuie să fie perfect. Deci 3 ori. 3 ori 5. Hai. 3 ori 5, 15. 1 în minte. 3 ori 7, 21 și cu 1, 22. Da. 2 în minte. 3 ori 2, 6 și cu 2, 8. E bine, să vedem. Nu 13 din 5. 5 din 13. De 13 din 5... Nu. Și la noi suntem 13 5 sau 5 din 13 înseamnă 8, nu de 8 ori. 8 este rezultatul scăderii. Da. Apoi. 4. Ori zicem 6 scăzut 2 egal cu 4, ori zicem 2 din 6, 4. Da. Și nimic. Coborâm pe cine? Nu mai am ce coborâm, nu virgula. 0, pune da. Virgula, 0. Unu. O singură dată, da. 275. La scădere 5. Zero, doi. Rezultatul scăderii este mai mic decât împărțitorul. Tot timpul avem grijă să privim la asta. Șapte. Adăugăm un zero, da, poftim. De 7 ori. De 7 ori, sigur. Suntem dirijați și asta sperăm să suntem. 7 ori 5, hai. 7 ori 5, 35. Da. 3 în minte. 7, da. 7 ori 7, 49 și cu 3, 52. Da, 52, 2 și 5. 5 în minte. Sănătate. Mulțumesc. 7 ori 2, 14 și cu 5. 19. Corect. Eu cred că doamna mea s-a notat dacă greșeam. Da, deci rezultatul, să vedem. Scădem. 5. Da. 2. Da.
Scuze. 1 1 Încă un 0. Încă un 0, da. Acum 4. De 4 ori, da, așteptăm. 4 ori 5. 4 ori 5, 20. Da. 2. 4 ori 7, 28 și cu 2, 30. 3 da. În minte. 4 ori 2, 8 și cu 3, 11. Da. Zero, cinci, zero, zero, adică nimic, nimic. Nu, nu e adevărat. Doi din, unul din doi sau doi scăzut, unul este acolo. Unu, scuze. Da, unu, nu. Zis unu, dar am zis nimic. Da. Zero, cinci, 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 cinci. 5 ori 5, 25. Da. 2, 5 ori 7, 35 și cu 2, 37. Da. 3 minute. 5 ori 2, 10 și cu 3, 13. Da. 13. 5. Da. 2. Da. 1. 1. Nimic. Încă un 0 și acum se repetă. Dar 7 din 9, 2 este bine aici. Știi, când te-ai împrumutat la 5, da, da. 7 din 9, 2. Și 3 din 4, 1. Da? 125 la scădere. Da, n-am zis asta. Dar 125 am mai avut la scădere mai înainte, când am mers de 4 ori. Și acum se da. Vede că punând un 0 fac 1250, merge de 4 ori și tot se repetă. Așa încât punem pe grupul 45 în paranteză. Și observăm că la împărțirea lui 873 la 275 ne-a condus împărțirea asta spre exact numărul zecimal pe care l-am dorit să-l obținem ca o probă, 3,1745 în perioadă. Asta mă îndreptățește să spun, mă face să cred că am lucrat foarte corect. Că fracția asta obținută este deșteaptă. Ea este exact ca valoare a fracției și este reprezentată sub numărul zecimal, este 3,1745. Deci să țin și eu cont de tehnică. Deci scriu tot. Scriu tot fără să mai țin nimic. Toate cifrele, până termin ultima cifră de la partea aceasta, care, mă rog, până la ultima zecimală din perioadă. Scriu tot ce este până acolo. Până închid paranteza, până se închide paranteza, scriu toate cifrele. Minus. Tot ce este în fața parantezei când s-a deschis. Când am deschis paranteza pentru a prinde cifrele, grupul de cifre care se repetă, am avut în față 317 și minus 317. Supra. Acum privesc. Atâția de al din nouă câte cifre am în paranteze. Da? Deci în perioadă. Supra. Atâtea cifre de 0 câte am la partea neperiodică. De la virgulă până la prima, până la când s-a deschis paranteza. E simplu. Și atunci, orice, dacă știu tehnica asta, eu fac orice transformare, fără nicio emoție.
scrie tu așa o fracție, o fracție și pe urmă, aici pe locul întâi spun, scriu tot ce este în componență, fără virgulă și paranteze, da? Scriu tot. Deci, asta spune. În loc de 317, 45, scrie acolo în cuvinte. Scriu tot numărul, fără virgulă și fără paranteze. Scriu tot numărul. Da, scriu tot numărul. Prescurtat, cum vrei tu, ca să se rămână în minte acolo. Și să rămâne și pe caietel. Scriu tot numărul. Minus. Ce? Spune tu. Minus, virgula. Deci minus tot ce este până când s-a deschis paranteza. Deci minus, așa scrie, minus puncte, toate cifrele până s-a deschis paranteza. Nu? Da. Minus 317, adică minus tot grupul de cifre până când am ajuns la paranteza care se deschide, uite așa. Am zis, scriu tot numărul minus ce e până la paranteză. Minus ce este până la paranteză. Foarte bine scris, da. Supra, jos. Spune tu ce scrii acolo. Supra. Să mă exprim. Atâția de nouă, scrie așa, atâția de nouă câte... Atâția de nouă. De nouă. Continuă tu. Câte cifre? De nouă. De câte... Atâția de nouă, câte sunt în paranteze, da? Câte cifre sunt, atâția de nouă, câte cifre sunt în paranteze? Sunt în paranteză. Așa. Și urmă, urmate de atâtea zerouri, urmate de atâtea zerouri.